Astăzi vom vedea cum ar fi afectată planeta dacă ghețarii s-ar topi. Pământul este un loc atât de vast încât, deși am explorat o mare parte din el, lucrurile pe care le știm că sunt adevărate se pot schimba în timp. Glaciarii reprezintă cel mai bun exemplu. Mase uriașe de gheață care încet, dar sigur, își croiesc drumul peste pământ și mare. Aceștia sunt responsabili pentru sculptarea terenului de sub ei, în unele cazuri chiar formând complet munți și văi prin eroziune. Pe de altă parte, calotele glaciare sunt de asemenea formate din gheață și zăpadă în formă de dom, găsite în zonele reci de la polul nord și sud. În aceste calote glaciare se află jumătate din apa dulce a pământului, atât calotele cât și glaciarii fiind o parte esențială a planetei noastre. Ce s-ar întâmpla dacă într-o zi toate acestea s-ar topi brusc? Dacă îți vine să crezi sau nu, a existat cândva o perioadă în care pe Terra nu a existat gheață, dar lucrurile erau cu mult mai diferite atunci. Drept pentru care, astăzi ne vom uita la modul în care lumea ar fi afectată dacă toată gheața s-ar topi. Pentru început, deși calotele glaciare împreună cu glaciarii nu sunt neapărat locul ideal de trăit pentru majoritatea dintre noi, viața există acolo, mai exact ursul polar pentru care gheața înseamnă mediul lui. Acest lucru nu ar rezulta doar într-o schimbare incredibilă adusă ecosistemului și mediului înconjurător, dar ar însemna și moartea a mii de animale și extinția unei specii. Pe lângă asta, deși pare imposibil ca altceva decât urși polari să trăiască într-un mediu atât de rece, poporul inuit nu doar că trăiește aici, dar întreaga lor cultură este incorporată în gheață, răspândită peste tot în climate reci. Inuiții cred că, în ciuda amenințărilor iminente aduse de schimbările climatice, trăind în acest mediu este o parte înrădăcinată atât de adânc în cultura lor, încât refuză să renunțe. Relocarea lor ar fi o experiență traumatizantă, deoarece unii dintre ei susțin că sunt nimic fără gheață. Nu doar oamenii și animalele care trăiesc în aceste locuri ar fi afectați de topirea gheții. Acest lucru ar afecta dramatic clima globală. Pentru început, masele de gheață din jurul lumii reflectă căldura soarelui înapoi în aer. Dar atunci când soarele strălucește deasupra oceanelor, acestea absorb radiațiile. Aproximativ 10% din pământ este acoperit de gheață. Dacă acest procentaj ar scădea brusc la zero, temperatura de pe toată planeta ar crește semnificativ. Nu doar că întreaga planetă ar fi mai caldă, dar vremea ar fi complet dereglată. Tehnologia actuală ne permite să urmărim furtuni și să înțelegem tiparele acestora. Dar dacă ghețarii și calotele glaciare ar dispărea complet, tiparele pe care le avem ar dispărea și ele. De exemplu, un val de caniculă sau un viscol care durează în mod normal câteva zile s-ar putea extinde chiar și la o săptămână, însemnând că fenomenele meteo extreme ar încetini și ar persista. În mod similar, oceanele ar fi afectate drastic din moment ce gheața s-ar topi, în apele din apropiere crescând nivelul mărilor. În mod notabil, Florida, precum și o mare parte din Golful Mexic, împreună cu localitățile aflate pe malul Oceanului Atlantic, ar fi scufundate în apă. Locuri precum New York și Londra ar fi complet sub apă, iar multe orașe importante din lume ar avea o soartă întunecată dacă toată gheața s-ar topi. Nu toate efectele acestei posibilități sunt atât de alarmante. O schimbare mică, dar importantă, ne-ar oferi 2/3 de secundă la fiecare zi, însemnând că am avea un minut în plus în fiecare an. Această teorie se bazează pe ideea că trecerea de la gheață la apă ar afecta rotația Pământului în acest sens. Cu toate acestea, persoana care a estimat asta consideră că teoria ar putea să nu fie plauzibilă în funcție de modul în care apa se stabilește în restul oceanelor. Există totuși variante și mai terifiante pe care le-ar putea provoca ghețarii topiți. De exemplu, activități vulcanice și seismice masive. E greu de imaginat, dar pierderea 10% din suprafața Terei ar provoca schimbări majore. Atunci când se eliberează atât de multă presiune, oamenii de știință cred că acest lucru s-ar manifesta prin cutremure foarte mari în întreaga lume, precum și erupții vulcanice. În plus, unii oameni de știință cred că topirea gheții ar putea dezlănțui mult mai multe lucruri oribile decât cutremure și erupții vulcanice. Virusuri preistorice au fost găsite în gheață în trecut și, deci, posibilitatea altor agenți patogeni care hibernează în calotele glaciare, care s-ar topi, nu este o idee improbabilă. Cine știe ce orori sunt păstrate în gheață, iar dacă aceste virusuri nu ne omoară, atunci miezul interior al clădirilor care se pot prăbuși o poate face. Majoritatea clădirilor pe care le avem au fost construite în clima prezentă și sunt obișnuite cu aceste temperaturi. Odată ce gheața se topește și temperaturile cresc, structura interioară începe să fie compromisă.
Alaska a început deja să se confrunte cu această problemă, de la căile ferate până la conductele subterane care nu mai funcționează cum ar trebui din cauza schimbărilor climatice. Unul dintre singurele lucruri bune care ar veni odată cu topirea gheții este o îmbunătățire pentru rutele de transport maritim. Comerțul mondial ar fi afectat într-un mod pozitiv, deoarece navele ar putea trece mai ușor prin zone în care odată erau doar bucăți de gheață. Cu toate acestea, chiar și partea bună a gheții topite are un caracter negativ. În cazul în care asta s-ar întâmpla, reglementările și protocoalele de siguranță ar fi dificil de implementat pentru călătoriile prin aceste locuri neexplorate. Per total, schimbările climatice care distrug rapid aceste ecosisteme înghețate vor face în cele din urmă supraviețuirea pe pământ foarte complicată. Cu atât mai mult cu cât specii întregi ar dispărea, unele țări ar fi cu totul sub apă împreună cu virusuri apocaliptice care se trezesc din somn. Iar partea înfricoșătoare este că s-ar putea întâmpla mult mai devreme decât am crede. De acum avem o pagină de Patreon prin care poți susține canalul. Dacă dorești să-ți apară numele în fiecare videoclip, să alegi ce videoclip să apară sau să creezi conținut mult mai des, poți să mă susții pe pagina de Patreon, iar linkul îl găsești în descriere.